venise pasa de la un coechipier. Frăținescu. Da, aceeași pasă în dreapta. De la ora 21, un alt meci interesant al acestei etape a treia. Să vedem însă pasa pentru Costin Curelea. Curelea, gol! Costin Curelea egalează în minutul 23. A doua reușită și asta în această ediție de campionat. Și poate fi golul care să descătușeze această echipă a Craiovei. Doar 3 minute au fost în avantajul oaspeții. Curelea marchează și face deja semnul obișnuit prin care dedică golul unui copil. Încă o dată Nuno Rocea cu centrarea în care o excelentă preluare a lui Costin Curelea, care și-a culcat un adversar pe țâru din preluare și a tras imparabil la colțul lung. Avem meci frumos.